9 noiembrie va rămâne în memoria multora ca o sâmbătă fatidică. Cinci vieți au fost curmate într-un accident rutier violent pe E85 la Grănicești. Accidentul, care a blocat traficul pe E85 timp de 2 ore, a mobilizat echipaje de descarcerare, ambulanțe SMURD și ale serviciului de ambulanță județean și a necesitat activarea planului roșu de intervenție. Pentru gestionarea optimă a misiunii, la nivelul județului Suceava a fost pus în aplicare planul roșu de intervenție, iar la fața locului au fost trimise 2 autospeciale cu accesorii pentru descarcerare și 6 ambulanțe, dintre care 2 de la SMURS și 4 de la Serviciul de Ambulanță Județean Suceava. La fața locului, într-unul dintre autoturisme, au fost identificate 3 persoane, toți 3 bărbați, din păcate toți cu leziuni incompatibile cu viața și au fost declarat decedați. În al doilea autoturism au fost identificate inițial un bărbat care era în stare de inconștiență și pentru care s-au aplicat manevre de resuscitare. Din nefericire, după consumarea protocolului și pentru acesta s-a declarat decesul. În același autoturism se mai aflau 2 minori care erau conștienți și care au fost transportați la unitatea de primire urgențe, iar sub cupola autoturismului a fost identificat un al 3-lea minor, din nefericire și acesta cu leziuni incompatibile cu viața. Întrucât la fața locului nu au fost identificați martori, iar singurii supraviețuitori sunt copii, ancheta poliției ia în calcul toate ipotezele, inclusiv un gest necugetat din partea șoferului din Botoșani. Se cunoaște însă cu exactitate cum s-a produs accidentul, întrucât la fața locului a fost detașată o echipă operativă complexă, inclusiv laboratorul criminalistic. Polițiștii au reușit să stabilească dinamica producerii accidentului, respectiv faptul că autoturismul condus de bărbatul de 28 de ani ar fi pătruns pe contrasens și ar fi lovit vehiculul care circula din sens opus și era condus de către elevul cursant în vârstă de 18 ani. Urmează să fie efectuate și necropsiile cadavrelor. Ne interesează în special necropsia șoferului de 18 ani și, bineînțeles, a șoferului de 28 de ani pentru a se stabili și faptul dacă aceștia au consumat sau nu băuturi alcoolice sau alte aspecte de interes în cauză. Una dintre ipotezele pe care poliția va trebui să le analizeze a fost emisă de cumnatele șoferului de 28 de ani din Botoșani. Ele îl acuză că a intrat pe contrasens cu scopul de a-și pune capăt zilelor alături de cei 3 copii ai săi, după ce își amenințase în repetate rânduri concubina. Dizua ei au bătut-o și e miercuri dimineața la ora 5 au făcut focul și el dorme, copiii dormeau și eu o plecat din casă și o zis că nu mai poate. Țara ne-a dezblocat pe noi și a zis că e în Germania, că a plecat cu avionul, că nu mai poate, că a bătut-o. A zis că o omoară dacă mai stă mult. Dacă a zis că nu a putut să o omoare, putem să o omoară copiii cu dânsul. În cazul în care sunteți victime ale violenței domestice, apelați linia telefonică gratuită 0800 500 333, iar în cazul în care cunoașteți cazuri de abuz, exploatare, neglijența copiilor, apelați numărul unic de urgență 119.